Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Festivalul Răvășitul Oilor. Părintele protopop Ioan Bârgăoanu sărbătorit la împlinirea a 49 de ani de viață. Generalul de 4 stele Vasile Apostol sărbătorit la 75 de ani de viață. Un obicei vechi păstrat până astăzi, ce anunță venirea toamnei, a fost transformat la Comănești într-o frumoasă sărbătoare, Răvășitul Oilor. Acest obicei străvechi presupune coborârea de la munte a mioarelor, care în primăvară au fost trimise spre stână, unde sunt apărate, clima este mai răcoroasă și iarba fragedă. În momentul în care acestea ajung la șes, proprietarii își iau animalele și le duc acasă. Răvășitul Oilor este o sărbătoare simbolică, ce marchează sfârșitul anului pastoral. După coborâre, stăpânul de stână înapoiază fiecărui proprietar efectivele și definitivează înțelegerea prin a preda brânza și încasează sumele de pășunat și tratament. E un obicei străvechi, se întâmplă fiecare an, a mai trecut un an și cu bune cu rele, în principiu bine, dar sunt foarte mult de spus, așa cum am ei, în legătură cu lâna, subvențiile, samsarii. Sunt probleme foarte mari și, din păcate, e greu de continuat. Trebuie să-ți placă, trebuie să-l iubești foarte mult. În afară de tradiție, Răscolitul Oilor este și un moment al bilanțului? Absolut, absolut. În primul rând este al bilanțului, pentru că acum tragem linie, cum se zice. Brânză, știu eu, miei care o să... Deci e un moment al bilanțului. Începe a doua etapă. Toamna cu, știu eu, cu baia la oi, cu tratamentul, le pregătim pentru iernată. În toată această activitate ați beneficiat și de suportul autorităților locale? Locale, da. Deci, concret? Nu, ne-au ajutat. Spre exemplu, când am avut nevoie să facem baie la animale, ne-au ajutat cu utilaje, cu ce a fost nevoie. Nu, deci local chiar nu avem probleme. Ce planuri pe viitor are familia Ichimoe? Sănătos să fim și vrem să dăm înainte, dar trebuie ajutor. Nu mă refer la local, e puțin spus că nu pot să ne ajute. De sus, de la guvern... Trebuie să fim ajutați, că altfel o să piară, din păcate, tradiția și obiceiurile astea. Și copiii prezenți s-au lăsat cuprinși de vraja acestui eveniment, care păstrează tradițiile de odinioară. Ca să iau capele. Și ți le recunoști? Da. După ce le recunoști? Pentru că am stat acasă și le recunosc tot timpul. Tu le crești? Câte ai? Câte căprițe ai? Aici e alta. Iubita. Iubita. Spune tata, câte capre? 4. 4? Și după ce le recunoști? După ureche? După ce? După culoare. Am venit să luăm oile de aici. Câte oi aveți? 5 oi. Și de când le-ați lăsat? Cum? De când le-ați lăsat? De azi primăvară. De azi primăvară. Cum le recunoașteți? După semne și după așa, cum o vezi, la pasă o recunosc din prima. De în fiecare an faceți lucrul ăsta? Da. De ce? Poftim? De ce? Cum? Așa e obiceiul? Da. Eu de mitel am avut oi. Nu așa, când eram de 6-7 ani. Moșezi au avut oi mereu. Am aici oi, la domnul Ichimoe am... De 12 ani care le am aici, în tot anul le aduc la el. 12 ani? Da. De ce? De 12 ani? Nu mai sunt altceva? Da, aici le-am adus mereu, a fost brânza bună, ne-am înțeles mereu. Și să nu-mi place să umblăm din cioban în cioban cu oile, din stăpân din munte în stăpân din munte. Da, ce să-i fac? Se păstrează tradiția. Da, cum să nu? Am avut... E rău? E bine. De ce?
Da, ne-am obișnuit, cum să zice, din părinți să ținem și tot am avut. Na, ce se face, trebuie să le ducem. Dar spuneți-vă, cum le recunoașteți? Le recunoașteți? Da, cum să nu le cunoaște? După figură, după ăștia, că dacă le dai iarna mâncare, stai iarna între ele, le dai mâncare și ăștia le cunoști. Dacă nu le dai, nu le îngrijești, nu le cunoaștem. Manifestarea s-a desfășurat sub semnul obiceiului tradițional răvășitul oilor, când oile coboară de la munte din transhumanță pentru iernat. În apropiere de Sân Medru, deschizătorul iernii pastorale, se încheie ciclul pastoral, care, în calendarul popular, începe la 23 aprilie de St. George, acesta fiind deschizătorul anului și al verii pastorale. Stăpânul munților este declarat cel care deschide o stână de oi și capre și are multe hectare de pădure. Familia Echimoaie păstrează tradiția, aceasta din moș strămoș, și anul acesta răscolul a fost unul de bun augur pentru comunitatea oierilor, iar copiii au înțeles importanța tradiției. Generalul de 4 stele Vasile Jenică Apostol, președintele de onoare al filialei Bacău a Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere, a fost sărbătorit sâmbătă 7 octombrie în cadrul festiv la împlinirea a 75 de ani de viață. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul adunării generale extraordinare a filialei Bacău Cultul Eroilor la Centrul de Cultură George Apostu. Așa cum am anunțat, avem o misiune emoționantă. Punctul l-am numit eveniment aniversar de excepție. Sper să îmi dați dreptate și să vedem ulterior că a meritat să-l numim astfel. Domnul general Vasile Jenică Apostol este membru al Consiliului Director, membru de onoare al Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria din România. În toate activitățile care s-au desfășurat de la înființarea noastră, la 22 iulie 1992, sub președinția răposatului Cornel Întrie și al lui Paul Valerian Timofte, domnul general a fost un sfătuitor, un îndrumător, un mentor spiritual în toate activitățile desfășurate de noi. Eu, în acești 2 ani și jumătate de când sunt în funcția de președinte, am simțit din plin acest lucru. Pentru aceasta, birou executiv central, la nivelul național, acordă distinția cea mai înaltă acordată de Asociația Națională Cultul Eroilor, emblema de onoare. Au fost la eveniment subprefectul Narcis Jitaru, consilierul județean Ilie Bârzu, primarul comunei Bârsănești, localitatea de origine a generalului Vasile Apostol, este vorba de primarul Gelup Botezatu, președinții asociațiilor locale ale Asociației Naționale a Veteranilor de Război, Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne, Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități, Asociației Naționale a Ofițerilor în rezervă din România, Asociației Tradiții Militare Românești. Au mai fost președinții organizațiilor locale ale Comunității Evreilor din România, a Uniunii Armenilor din România și a Asociației Europene a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală. În sală au mai fost cunoscuți oameni de cultură, printre care s-a aflat și dirijorul Ovidiu Bălan, numeroși profesori, oameni de afaceri și membri ai Asociației Cultul Eroilor din județul Bacău și Roman. Personalitatea și activitatea generalului Vasile Jenică Apostol au fost evocate de actorul Gheorghe Geopopa, directorul Centrului de Cultură. Excelențele voastre, doamnelor și domnilor, onorați adunare, bine ați venit la adunarea generală extraordinară a filialei colonelul Corneliu Chirieș al județului Bacău, Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria. Aș vrea doar câteva vorbe la început, vorbe care, de fapt, așează această întâlnire într-un spațiu mai larg decât cel obișnuit
Până astăzi, aici, la Centrul de Cultură George Apostu, ne aflăm într-o sală în care legăturile internaționale sunt prezente prin ceea ce vedeți expus pe simezele Muzeului de Artă Contemporană George Apostu. Pe de o parte, iar pe de altă parte, avem în spate privirea blândă, atentă, înțelegătoare a celui care, într-un chip cu totul special, a dat cuvânt iubirii. Iubirii care se așează între Tatăl și Fiul, George Apostu. Fie ca această zi să ne adune mințile și sufletele noastre în spațiul național al ființei noastre, prin tot ceea ce se va spune, prin tot ceea ce veți gândi sau nu, dar mai ales prin tot ceea ce adunați în spirit românesc, prin eforturile pe care Asociația Cultul Eroilor Regina Maria le face aici la Bacău și în întreaga țară. Vă rog să îmi permiteți în continuare să dau cuvântul președintelui filialei Colonel Cornel Chirieș a județului Bacău, Asociația Națională Cultului Eroilor Regina Maria, domnul Dănuț Voicu, care va prelua întâlnirea de astăzi, de aici, de la Centrul Apostol. Întotdeauna se întâmplă așa, e câte ceva care merge, ceva care nu merge, mai ales atunci când tehnica nu ia înainte. Puneam, pentru că tot veni vorba și trebuie să așez aparatul ăsta la locul lui, în zilele din urmă, că va veni o zi, poate, poate va veni ziua în care omul se va dumiri și va vedea că inteligența artificială despre care se vorbește atât de mult astăzi îi va fi potrivnică. Și atunci se va întoarce la elementele fundamentale care îl definesc. Și atunci va trebui să facă un efort extraordinar de a așeza golul din suflet, din sufletul lui, din sufletul individului și din sufletul, de ce nu, a națiunii, plinul de care a avut parte altă dată. Pentru că nu ne vom putea despărți niciodată de ceea ce înseamnă trecutul nostru. Numai fiind atenți și privind cu pătrundere în trecut, vom putea vedea limpede viitorul. Urez asociației succes în continuare în tot ceea ce întreprinde pentru menținerea spiritului românesc și n-am spus independență și altele, ci spiritului, pentru că dacă există spirit, toate celelalte urmează. Mă număr printre susținătorii Asociației Cultul Eroilor încă de la înființare și am adus o fotografie la domnul Pavel cu ani în urmă făcută, împreună cu președintele de atunci, domnul Stoica, colonelul Stoica, am găsit-o acasă. Și acum, la 90 și ceva de ani, m-a sunat de la București, este suferind, să mulțumească, și m-a emoționat până la lacrimi, să mulțumească pentru tot ce am făcut pentru Asociația Națională, nu acum de când sunt aici, ci atunci când aveam putere de decizie și îmi spunea că datorită mie s-au tipărit multe, multe documente, datorită mie s-au întocmit și s-au confecționat anumite plachete aniversare și mai ales ce îmi spunea, că le-am făcut pârtie, ca să mă exprim exact cum s-a exprimat dânsul, pentru ca toate filialele din țară să fie primite în sediile deținute de Ministerul Apărării Naționale, ca să aibă unde să-și întreprindă toate activitățile. M-a emoționat foarte mult, m-a emoționat și dumneavoastră acum, iar în ce privește sentimentele mele
patriotice și pentru neamul românesc, le cunoașteți din scrierile mele și din luările de cuvânt. Vă mulțumesc! Moment emoționant astăzi la Centrul Internațional de Cultură George Apostol din Bacău, instituție, cum spuneam, aflată în avangarda promovării culturii și artei băcăoane, naționale și internaționale. Nu este întâmplător faptul că aniversarea personalității domnului general Vasile Apostol are loc astăzi la Centrul Internațional de Cultură George Apostol, o instituție cu anvergură internațională, cum spuneam. Personalitatea domnului general Vasile Jenica Apostol este una complexă, este una extrem de complexă. Domnul general intră în elita armatei române încă din 1971, atunci când, la absolvirea școlii de ofițeri, este șef de promoție. Este șef de promoție. Urmează o serie întreagă de funcții în cadrul Ministerului Apărării Naționale. Domnul general, la momentul actual, este ofițerul superior cu rangul cel mai înalt din perioada postbelică, care întrunește deopotrivă atributele funcției de comandant. Domnul general este în Olimpul Armatei Române, este în elita Armatei Române din punct de vedere al actului de comandă. Cea mai înaltă funcție deținută a fost aceea de locuitor al șefului statului major al Forțelor Terestre, cea mai puternică structură din cadrul Forțelor Armate Române din totdeauna, de la constituirea Marelui Cartier General 12 noiembrie 1859. Această structură este cea mai puternică. Meritul domnului general este cu adevărat de excepție, pentru că dânsul a îndeplinit aceste funcții de comandă în cadrul Armatei Române într-un moment hotărător, decisiv pentru Armata Română, momentele premărgătoare aderării României la Pactul Nord-Atlantic, la NATO. Perioada în care Armata României moștenise un număr de aproape 300.000 de combatanți în 1989, a fost instituția statului fundamental a statului român, care a suferit cea mai puternică restructurare din 1990 până astăzi. Domnul general a fost acolo. A fost acolo, a avut funcții decisive. De asemenea, învățământul militar, domnul general este formator de opinie, a îndeplinit funcția de rector, cum s-ar spune astăzi, a Academiei Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu, principala instituție de învățământ militar care formează ofițerii Armatei Române. Este un lucru cu adevărat de excepție. Lucrările de istorie militară ale domnului general, axată atât pe începute pe identitate și memorie locală, de promovarea județului Bacău, de promovarea Bacăului eroic în primul și cel în războiul de independență, primul și cel de-al doilea război mondial, biografiile marilor personalități militare publicate în lucrări de istorie militară și nu numai atât, domnul general are lucrări de teorie și știință militară din postura, cum spuneam, de formator al ofițerilor din Armata Română. Stimat auditoriu, am emoții foarte mari. Este prima oară când iau cuvântul în fața asemenea personalități și oameni de valoare a județului și nu numai a țării. Totuși aș vrea să vă spun două cuvinte, că sunt foarte impresionat de toată cariera dumneavoastră și tot ce reprezentați prin caracterul dumneavoastră, prin patriotismul dumneavoastră. Noi suntem un pic și de prieteni mai de curte, ca să spun așa, și m-ați impresionat foarte mult. Sunteți un etalon pentru noi tinerii români care mai căutăm un pic de naționalism și în dumneavoastră găsim un etalon de corectitudine și dreptate. Părintele protopop de Oneș, dr. Ioan Bârgăoanu, a fost sărbătorit de credincioșii din comuna Mănăstirea Cașin și din localitățile învecinate, dar și din județ, cu ocazia aniversării zilei sale de naștere, 8 octombrie. Evenimentul s-a desfășurat la frumoasa biserică Sfântul Simeon, noul teolog, pe care părintele protoiereu o păstorește în parohia Bunavestire. La eveniment au fost primarul comunei Mănăstirea Cașin, președintele de onoare al filialei Bacău, Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere, generalul cu 4 stele, dr. Vasile Jenica Apostol, reprezentanții biroului executiv al filialei județene Cultul Eroilor, Dănuț Voicu, președinte, Cristinel Aioanei, prim-vicepreședinte și Petru Done, secretar executiv ai subfilialei Mănăstirea Cașin. Evenimentul a început cu o slujbă religioasă susținută sub protia părintelui protoiereu și paroh Ioan Bârgăoanu de un numeros sobor de preoți din protopopiatul Onești, la finalul căreia cei prezenți, preoți și mireni, împreună cu familia părintelui sărbătorit și
invitați au adresat felicitări. Părintelui protoereu i-au fost aduse numeroase buchete de flori, dar și aranjamente florale, iar reprezentanții filialei Cultul Eroilor i-au înmânat o plachetă aniversară. Despre personalitatea sărbătoritului a vorbit părintele Andrei Neicu de la Biserica Precisa din Târgu Ocna. Permite-mi să deschid cuvântul meu prin versurile poetului mărturisitor Vasile Voiculescu, care spunea așa: și ești la infinit de mine, și știu, și scap împărăția, și-mi văd mereu nimicia, și sunt contemporan cu veșnicia, și sunt contemporan cu tine. Suntem contemporani astăzi cu o sărbătoare frumoasă, și Părintele Petru, cel care atât de frumos a tâlcuit pericopa evanghelică de astăzi, despre învierea fiului văduvei lui Nain, ne-a provocat într-un cuvânt de mulțumire. Dar cea mai mare mulțumire în Biserica Slavei lui Dumnezeu este însuși sensul cuvântului mulțumire, Evharistin din limba greacă, adică Euharistia. Ne-am împărtășit mai întâi din cuvântul Evangheliei astăzi cu toții, apoi din lucrarea Duhului Sfânt și apoi într-un mod plenar din Sfintele Taine, din trupul și sângele Mântuitorului. Și mulțumire mai mare ca aceasta nu putem avea. Dar într-adevăr, faptul că Sfânta Pelagia și Sfânta Taisia au avut grijă ca astăzi Părintele Protoiereu Ioan, prin pronia Divinității, să-și sărbătorească și ziua de naștere, este încă un motiv pentru a mulțumi. Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru darurile pe care Părintele le-a primit până la această vârstă și nu multe. Și pentru darurile pe care le jertfește zilnic în folosul tuturor. Și mă refer aici, de multe ori poate la familie, de multe ori poate la apropiați, care sunt în perspectiva apropiată al darului de jertfă pentru ca Părintele să ardă pentru ceilalți. Au rostit emoționante cuvinte omagiale generalul de 4 stele dr. Vasile Jănica Apostol, Dănuț Voicu și parohul Bisericii Mănăstirea Cașin, Părintele Dan Miloiu. Dr. Ioan Bărgăoan. Și am zis doctor pentru că asta arată și nivelul intelectual multilateral, academic, al celui pe care îl vedeți aici. Am venit o delegație din partea Asociației Naționale Cultul Eroilor. Asociația Națională, reprezentată prin persoana mea, Asociația Județeană, filiala, adică Asociația Națională Filiala Bacău, reprezentată prin domnul Dănuț Voicu, domnul prim vicepreședinte și domnul Tone, și Asociația, sunt aici membri, Cultul Eroilor Mănăstirea Cașin. Părinte Protopop, n-am să țin lumea, eu sunt obișnuit cu spiritul lungi, de data asta am să fac o excepție. Vreau să condensez, în primul rând, să mulțumesc personal pentru faptul că ați fost alături de mine în ultimele tragedii din familia mea. Ați rămas pentru mine cel mai valoros prieten. Preacucerice Părinte Protopop, preacucerici părinți, poate doamnă primar, dragi prieteni, emoriași, simpatizanți ai Cultului Eroilor. Am emoții firești, pentru primul rând, pentru un gest rar văzut în România, de a respecta la nivelul văzut astăzi părinții și cei care ne-au educat și ne-au educat. În Asociația Națională Cultului Eroilor Regina Maria, în această zi de sărbătoare, a hotărât să acorde o pachetă aniversară. Acest moment aniversar ne oferă plăcutul prilej de a reafirma întreaga noastră considerație pentru activitățile pastorale, sociale și culturale pe care le desfășurați, contribuind astfel la promovarea valorilor creștine în societatea românească. Un moment deosebit de emoționant a fost cel în care Părintele Protoiereu și-a chemat în față părinții și le-a dăruit în semn de apreciere un frumos aranjament floral. Din partea mea și a Otiliei, acestor oameni formidabili care m-au învățat să iubesc sărași. Mamă, eu nu am putut să stau. Eu am fost foarte sărac. Dar un lucru spun, dacă ai o pâine, să o parți cu toți. Și asta a făcut mamă, să știi. Și voi face mereu. Deși am avut probleme din cauza asta. Din partea mea și a Otiliei,
îți oferim o floare în cifra 8, pentru că m-ai născut pe 8 octombrie. Vă mulțumesc amândurora pentru dragoste, pentru puterea care mi-ați dat-o și pentru emoțiile pe care mi le-ați creat astăzi la liturghie. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți 10 octombrie, cerul va fi în cea mai mare parte senin. Maxima zilei urcă până la valori de 13 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la valori de 2 grade Celsius. Miercuri, 11 octombrie, cerul va fi în cea mai mare parte senin. Maxima zilei ajunge până la valori de 19 grade Celsius, iar noaptea minima coboară până la 7 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.